Plouă în continuu de seara trecută, iar până pe 14 martie, județul Olt se află sub atenționare hidrologică. Potrivit planului de apărare împotriva inundațiilor, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt au transmis atenționarea către toate primăriile, care trebuie să asigure permanența în această perioadă. Cursurile de apă din județul Olt se află sub atenționare cod galben până în data de 14 martie la ora 22. Aceste fenomene de creștere de debite și niveluri cu depășirea ale cotelor de apărare se pot produce și pe cursurile mici de apă, motiv pentru care atenționarea hidrologică a fost trimisă către toate comitetele locale pentru situații de urgență din județ. Trei cursuri de apă din Olt sunt în pericol de inundații: Vedea, afluenții râului Olt și pârâul Călmățui. Reprezentanții ISU spun că pot apărea depășiri ale debitelor și pe alte cursuri de apă mai mici. Sunt în total peste 100 de pompieri pregătiți în fiecare zi, cu mijloace specifice, atât motopompe cât și autospeciale pentru evacuarea apei, în cazul în care situația o va impune, iar numărul acestora poate fi suplimentat cu personal aflat în turele libere. Atât reprezentanții ISU Olt, cât și cei ai sistemului de gospodărire a apelor monitorizează permanent situația. O altă atenționare de vreme rea a fost emisă astăzi pentru județul Olt în intervalul orar 12:15-18. Au fost anunțate intensificări ale vântului, care au atins la rafală 55-60 de km la oră.